Anul acesta, 19 noiembrie, este Ziua Națională fără tutun. Cu această ocazie, Agenția Națională Antidrog derulează la nivel național activități de informare, sensibilizare și conștientizare în mediul școlar, familial și în comunitate asupra riscurilor consumului de tutun și de formare de abilități de viață sănătoasă. Specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din Galați desfășoară o serie de activități adresate tinerilor și adulților, activități menite să atenționeze acești tineri și adulți asupra riscurilor consumului de tutun, atât în ceea ce privește fumatul pasiv, dar mai ales fumatul activ. Fumatul încă de la vârste fragede este extrem de nociv pentru adolescenți. Tocmai de aceea Agenția Națională Antidrog luptă pentru diminuarea acestui fenomen. În primul rând trebuie desfășurate activități de prevenire a consumului produselor din tutun adresate elevilor de vârste cât mai mici pentru a învăța că este foarte periculos să încep să fumezi. De obicei, consumul de tutun precede consumul de alte droguri, atât alcool cât și droguri ilicite. Mesajele de pe aceste pachete de țigări sunt de a conștientiza persoana care le folosește că îi dăunează foarte mult sănătății. Dar atunci când s-a transformat într-o dependență, este mai greu de a renunța în mod conștient la ele. Trebuie lucrat un pic și cu partea psihologică, partea emoțională, văzut de unde a pornit consumul, ce întreține, ce ascund în acel moment în care eu mă duc spre țigări, de fapt ce evit să confrunt și dacă este persoana hotărâtă și într-adevăr își dorește, cu multă muncă și susținere și din partea celorlalți, cred că se poate lăsa de fumat. Dacă este să ne luăm după unii fumători, țigara electronică poate înlocui cu succes o țigară cu tutun, însă specialiștii sunt de altă părere. Țigara electronică este nocivă deoarece conține o serie de compuși chimici foarte nocivi pentru sănătate. E o încercare de a păcăli puțin psihicul, pe asta se și bazează. Cred că nu facem decât să înlocuim o substanță cu nocivă cu alta. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, fumatul produce în prezent circa 6 milioane de victime anual, dintre care peste 5 milioane sunt utilizatori și foști utilizatori, iar mai mult de 600 de mii sunt nefumători expuși fumatului pasiv. Se estimează că până în anul 2020 numărul deceselor ar putea crește la 7,5 milioane pe an, fumatul determinând 10% din totalul acestora.